Pentru cei mai mulți, B1, se duce prețul de la 104,5 lei, se duce în megawattoră, la 99,63. Crește un pic, cam cu 2%, până în 2%, pe partea de comercial și industrie. De la 141,29 lei la B1 se duce la 144,01. Explicația pentru scăderea prețului la gaze este destul de simplă. Importul combustibilului a scăzut și el în procent de 2%. Gazele din intern, din producția internă, s-au scumpit conform graficului de liberalizare a pieței. În schimb, a scăzut foarte, foarte mult cantitatea care o luăm din import. Adică de la, hai să zicem, ne duceam în anii trecuți undeva la 25, 18, 20, 25%. Acum, pentru luna aprilie, avem 2%, 3,5%. Deci înțeleg că nu mai suntem dependenți de gazele rusești. Da, sună bine așa, dar asta înseamnă că nu există nici consum. Adică nu prea merge chimia, nu prea merge siderurgia. Prețul gazelor a scăzut și pentru că românul a început să fie mai chibzuit, își calculează atent cheltuielile și nu mai face abuzuri atunci când vine vorba de confort.